Raluca Podea nu se lasă cu una cu două. Ce se întâmplă cu procesul dintre ea și Brigit Pastramă? De doi ani și jumătate, Raluca Podea și Brigit Pastramă se luptă în tribunal în procesul pe care chiar Raluca Podea l-a deschis împotriva Brunetei pentru denigrare și pentru faptul că i-a stricat imaginea în mod public. Cele două s-au întâlnit la tribunal de mai multe ori iar anul trecut părea că procesul ajunsese la final și magistrații veneau cu decizia definitivă atunci judecătorii au decis că în acest caz ambele trebuie să plătească pentru jignirile și criticile pe care cele două și le au împărțit în spațiul public așa că atât Raluca Podea cât și Brigid Pastramă trebuiau să plătească daune morale una alteia în valoare de 10.000 de lei războiul dintre Raluca Podea și Brigid Pastramă continuă Raluca Podea nu se lasă, pentru că nu vrea să se lase cu una cu două. Raluca Podea a făcut recurs acum în acest proces în care se află cu Brigid Pastramă, după cum se arată pe portalul instanțelor de judecată și înregistrat la data de 2 mai, potrivit surselor Spinus Ro. Blondina dorește să-i se facă dreptate pentru toate jignirile pe care soția lui Florin Pastramă i le-a adresat în toți acești ani atât pe rețelele de socializare, în articolele de presă, cât și în emisiunile TV și nu este de acord cu decizia luată de instanță anul trecut. Contactată de reporterii Spinus, Ro pentru a-i se cere un punct de vedere referitor la apelul pe care l-a făcut în instanță, Raluca Podea a preferat să nu vorbească și ne-a mărturisit că va da declarații în momentul în care procesul va ajunge la final, motivul pentru care Raluca Podea și Brigid Pastrama au ajuns la război. Raluca Podea și Brigit Pastrama au ajuns să-și vorbească jignitor una alteia în urma relației pe care Raluca Podea a avut-o în trecut cu actualul soț al lui Brigit. Pastrama, Florin pastramă. Mărul discordiei ar fi fost chiar bărbatul, iar neînțelegerile dintre cele două femei ar fi pornit chiar din cauza lui Florin pastramă, ele neavând de altfel vreo altă legătură până la acel moment. Rămâne de văzut cum se vor termina lucrurile acum după apelul pe care Raluca Podea l-a făcut în instanță cu privire la acest proces.